Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, alături de reprezentanții celorlalte structuri teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, s-au aflat în misiune în ziua de 10 noiembrie pentru asigurarea măsurilor de protecție, ordine și siguranță publică la secțiile de votare, precum și în locurile de depozitare a buletinelor de vot. Din totalul celor 380 de secții de votare, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a asigurat protecția 223 de secții, repartizate în 200 17 locații. Pentru intervenția efectivă la eventuale incidente, polițiști angrenați în paza și protecția secțiilor de votare au fost sprijiniți de patrulele aflate în dispozitivul curent de intervenție la evenimentele semnalate, care și-au desfășurat activitatea în zonă, fiind asigurate 175 de rezerve și echipe operative. În ziua procesului electoral, polițiștii au intervenit la 11 incidente electorale, fiind întocmite două dosare penale și fiind aplicate trei sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 2000 de lei. La data de 10 noiembrie anul curent, în jurul 9 și 58 de minute, un bărbat de 52 de ani din comuna Tia Mare a sesizat prin apelurile de urgență 112 faptul că membrii secției de votare din comuna Tia Mare nu poartă ei cu soane, iar angajații primăriei transportă cu autoturisme persoane la vot încercând să fraudeze votul. Din verificări s-a stabilit faptul că aspectele sesizate nu se confirmă, bărbatul fiind sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei. Totodată, la data de 10 noiembrie, ora 17.30, polițiști au fost sesizați despre faptul că la secția de votare numărul 103, satul Criva de Jos din orașul Piatra Olt, o persoană a încercat să-și exercite dreptul la vot în două rânduri. În aceeași zi, la orele 17.30, polițiștii au fost sesizați despre faptul că la secția de votare numărul 103 din satul Criva de Jos, o persoană a încercat să-și exercite dreptul la vot în două rânduri. În urma verificării efectuate a fost identificat un bărbat de 60 de ani din orașul Piatra Old, care s-a prezentat la secția de votare cu intenția de a vota. În momentul scanării actului de identitate, aplicația SIMPV a semnalat faptul că acesta și-a exercitat dreptul de vot la secția de votare numărul 37 din municipiul Slatina. În cauza a fost întomite acte procedurale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de fraudă la vot. În cursul aceleiași zile, în jurul orelor 19.58 în bărbat de 65 de ani, din Făgețelu a sesizat prin apel de urgență faptul că a solicitat verbal conducerii centrului social unde este cazat pe raza Comunei Spineni să-i se prezintă o cerere prin care să solicite urna mobilă la locul unde se află internat pentru a vota la alegerile prezidențiale, cerere care i-ar fi fost respinsă. În cauza au fost întocmite acte procedurale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de împiedicare a exercitării drepturilor electorale.